Mi-a plăcut partea de implementarea proiectului fizic, adică ne-am întâlnit cu toți, am început să lucrăm, șlefuim lemnul, îl dăm cu antisept, cu grunt și așa mai departe. Această experiență pe noi ne-a schimbat. Noi ne-am unit ca un grup și am arătat că suntem un colectiv unit și putem face foarte mult pentru acest sat. Iar pe plan personal am devenit mai cunoscătoare în ale construcții, știu totul despre șuruburi, vopsea. Într-adevăr, am avut nevoie de un spațiu de relaxare și o odihnă pentru tinerii sportivi și pentru amatorii care vin și vizionează meciurile și campionatele de fotbal. Am ales să reconstruim anume scaunii pentru că și domnul primar ne-a îndemnat cumva și ne gândeam că decât să începem un lucru care poate nu o să-l ducem până la capăt, mai bine să reparăm deja ceva care noi îl avem și cumva poate nu-i prețuit așa de bine. Noi avem câteva echipe de fotbal în sat, de aceea este foarte important și a fost foarte important de implementat proiectul dat. Inițial ați văzut în ce stare era într-o stare nu prea frumoasă, să zic, însă noi zic că e deplorabilă. Partea cea mai dificilă a fost cu bugetul, pentru că s-a scumpit lemnul, după care nu găseam cine să ne ajute pentru că pleca domnul psihotare și a fost interesant. Cea mai dificilă parte mi s-a părut atunci când balustradele au fost sudate și nu reușeam să le vopsim la timp. Doi lucrători al primăriei au participat la construcție de la început și până la sfârșit, că acolo au fost niște lucrări de tăiere, de confecționare, plus a fost și un suport mic financiar din partea primăriei. Această experiență m-a ajutat să cooperez, să lucrez în echipă, să accept opinii și păreri diferite. Am devenit mai activă în societate. Experiența aceasta ca grup ne-a făcut să fim mai uniți și ne-am împrietenit mai mult decât deja eram prieteni. Eu cred că este foarte important ca un tânăr să se implice în diferite activități pentru comunitatea lui, ca să dezvolte spirit civic și să se dezvolte diferite abilități.